Am încercat să ne ridicăm la nivelul acestei echipe, să le punem și noi probleme. Am reușit în prima parte, din păcate în a doua parte nu am mai reușit să menținem același ritm și nu am putut să blocăm jucătorii Petrolului, care sunt jucători experimentați și foarte buni. Din punctul meu de vedere, rezultatul este mult prea mare față de ce a fost în teren, dar până la urmă, experiența și-a spus cuvântul. Mi-este foarte greu să vorbesc după încă o înfrângere. Țin să-l felicit pe Contra pentru ce echipă a format aici. Îi urez baftă în continuare. Jucătorii Petrolului au o calitate individuală bună. Și trebuia să îi blochez cumva ca să nu îi lași să-și facă jocul. Știam că vor începe jocul foarte tare. Au făcut-o de altfel în toate meciurile în care le-au jucat acasă, dus și de acest public care vreau să spun că e cel mai frumos din România, din ce am văzut eu până acum. Și am reușit să-i blocăm. Din păcate n-am reușit să menținem același ritm. A fost jucătorul la Feciari și colegul Marian Mutu. Crezi că va fi o reușită venirea lui Adrian la Petrol? Din punctul meu de vedere, Adrian Mutu este un jucător cu personalitate de care are nevoie orice echipă. O victorie care ne aduce liniște înainte de meciul cu Steaua, dar o victorie suferind. Cred că cea mai slabă repriză, primă repriză de foarte mult timp pe care am realizat-o. Ne-au surprins, noi intrând relaxați, ne-au surprins, n-am reușit să ieșim din pressing-ul făcut de Viitorul și am suferit foarte mult prima repriză. Greu dacă primeai gol. Foarte greu. Era mai greu, dar n-am primit gol, am avut și noi un pic de noroc în seara asta și acum trebuie să pregătim foarte bine săptămâna asta în meciul cu Steaua. Nu. Și Marsenatul l-a certat pentru forțarea canatului? Nu. Nu, a fost... Nu, l-am certat pentru... Da. De-aia l-am certat. Nu, pentru că au făcut un pressing foarte avansat și n-am reușit să ieșim din acest pressing și mă gândesc imediat la meciul cu Steaua. Steaua fiind recunoscut o echipă foarte agresivă, care face un presi foarte avansat. Și de aia trebuie analizată foarte bine prima repriză și să găsim soluțiile necesare pentru a remedia acest lucru. Jucătorii care au intrat au adus un plus. Iunes nu este 100% apt, dar aceste 30 de minute l-au ajutat foarte mult. Înscrierea golului, sigur, îi va da încredere bună pe Viitor și sperăm cât mai scurt timp să-l avem pe Iunes 100%. Din punctul meu de rău, Juan, loviturile alea libere sunt ca și penaltiuri. Iar din aceeași poziție a dat 5 din 5 la antrenament. Exact. Era obligat, i-am zis eu să dea. Înainte de meci am zis că trebuie să dea gol. Da, am jucat slab 45 de minute, n-am jucat slab tot meciul. Deci sunt 45 de minute foarte slabe și n-a fost încă mai aștept 90 de minute să joc slab. Toate că înțeleg suporterii că s-au obișnuit să se facă spectacol aici la Ploiești, dar trebuie să aibă răbdare pentru că se întâmplă, nu suntem, sau jucătorii nu sunt mașini de jucat fotbal și poate să aibă o jumătate de zi mai slabă sau o jumătate de repriză mai slabă. Cum? Nu, n-am fost dezamăgit, chiar nu. Fiecare se manifestă cum crede, de cuvință, dar eu cred că echipa în momentul de față nu merită lucrul ăsta și dacă ai încredere în echipă, trebuie să ai și la momentele mai slabe. Nu?
bagă-l acolo. Mulțumesc. Ați făcut? A ieșit? Da. A, dacă n-a ieșit, o facem. Pune aparatul ca lumea și... Da, deocamdată asta putem, trebuie să muncim, ăștia suntem și mergem înainte. Ne luptăm, campionatul e lung, trebuie să facem să schimbăm anumite lucruri, pentru că nu poți să joci, degeaba joci bine și ratezi și nu marchezi. Nu marcăm, din păcate, jucăm bine, dar trebuie să ne obișnim să jucăm 90 de minute, să încercăm să câștigăm meciul. Domnul Hagi, ce ziceți de revenirea lui Adi Mutu în fotbal românesc? Prima oară să revină și după aceea, dacă revine, oricum, e foarte bine, e decizia lui, el își știe foarte bine ce trebuie să facă. Adi e un jucător valoros și dacă vine aici, să vină să joace bine, să facă diferența și să facă pe Petrolul, dacă îl semnează, să câștige toate meciurile. O părere despre derbiul Steaua-Petrolul? Două echipe frumoase, două echipe bune ale campionatului și un meci interesant, deschis. Oricare rezultat, Petrolul față de anul trecut are foarte multă calitate. Acum dacă și în numărul 9 își găsește, dacă Hamza s-a întors, are și om de gol. Un meci frumos, un meci interesant. Eu sunt un fie al Petrolul, se numește Petrolul sub Iolie. Aș vrea cu părămânie cu gaz metalmic. O primă repriză mai puțin reușită. I-am tratat un pic de sus. Cred că m-au surprins, cu siguranță m-au surprins pe mine și pe toată echipa. Merită admirația mea și cred că întregii echipei și... Dar la a doua repriză ne-am trezit și am reușit să câștigăm acest joc. Au trecut 15 ani de când Petrolul nu a mai învins Steaua. Da. Pe mine nu mă interesează aceste statistici. Mă interesează ceea ce vom face noi duminică seara și sper să fim învingători. Casino grava. ¿Es el mejor partido tuyo aquí en Petrolo? Bueno, si le decimos por los goles, sí, ¿no? Pero creo que hoy no. La primera parte no estuvimos muy, muy acertados. Y después en la segunda reaccionamos un poco, pero bueno, personalmente sí, por los goles. A spus că pentru cele două goluri înscrise a fost cel mai important meci pentru el la Petrolul, dar nu e mulțumit de prima repriză pentru că am suferit și am avut probleme, dar după aia în a doua repriză am reușit să câștigăm și asta e cel mai important. Petrolul n-a mai bătut Steaua de 15 ani. Știi acest lucru? Sau că Petrolul nu a ganat o Steaua de București desde hace 15 ani. Sabes eso? Sí. Bueno, la racha siempre se termina, ¿no? Esperemos que hagamos un buen partido, mejor que el de hoy. Y seguro que le daremos una alegría a la afición, ¿no? Această invincibilitate speră ca odată să se termine și la fel speră ca să dăm o bucurie suporterilor și să câștigăm acolo. Ah, bueno, lo que sabe todo el mundo, ¿no? Tiene un currículum muy bueno, una calidad enorme. Bueno, se será bienvenido con todos los compañeros y bueno, esperemos que nos ayude mucho, ¿no? Da, deci a spus că Steaua într-adevăr are un avantaj față de noi, chiar dacă suntem la egalitate de puncte, au 3 meciuri mai puțin, dar el vă spune cu mâna pe inimă că el crede în această echipă și că ne vom lupta și vom vedea ce se va întâmpla. Și de mult ce zice? Nu, că bueno, că tiene un curriculum muy bueno, ¿no? Tiene experiencia. Care un curriculum foarte bun, care experiență. Y creo que hay gente muy joven acá que puede aprender mucho de él. Și că aici sunt jucători tineri care pot învăța multe de la el. Iubita, îi portă noroc, am văzut că s-a bucurat la final. Că tu, novia, te trai suerte, că se stau alegrando al final. Sí, e verdad, e verdad. Lleva dos partidos și hice 3 goles, así que bueno. Că a venit la 2 meciuri și a dat 3 goluri. Ahora se queda conmigo hasta que termine la liga, así que bueno, esperemos que traiga más suerte, ¿no? Așa că termină, se rămâne aici până se termină campionatul acum în decembrie și speră să-i aducă în continuare noroc.
Acum din iarnă sper să facem parte din grup și eu și Adi, care este tatăl meu, cum ar veni. Cum e la Ajaccio? La Ajaccio este cu totul și cu totul diferit față de România, este altceva. Și mentalitate, și pregătire, și absolut tot. Este diferit. Pentru mine a fost o schimbare radicală în viața mea, ca și mentalitate, ca și tot. Și ce spui că Adi Mutu e ca un al doilea tată? Pentru că el m-a învățat de când sunt acolo și cum să-mi trăiesc viața extrasportivă și cum să-mi trăiesc viața sportivă, m-a învățat tot, adică să nu fac greșelile care le-a făcut el în viață. Și cum e alături de el să te antrenezi? Alături de el, îți dai seama, e ceva senzațional, îți dai seama, lângă Adrian Mutu, prima oară când am ajuns și l-am văzut, nu știam ce să fac, să-i cer autograf sau să-i strâng mâna, știi? Ceva frumos. Îți dai seama, ar fi frumos rău de tot să venim aici la Petrol, mai ales Adrian, îi place mult și alege Petrolul, din cauza, în primul rând, că este un foarte bun prieten cu un Cosmin Contra și, în al doilea rând, că publicul și ce este aici la Ploiești e incredibil.